Aseară de la distanță s-a emis o ordonanță ca să nu luăm dos cu tona virusul de la corona. Prima mare nebunie, la nuntă și cununie. Chiar dacă nu prea vă place, îmbrăcați la patru ace. Costum, rochii cu volane, pot fi maxim 8 persoane. Deci dacă sunt doi nașeci, socrii mari și socrii mici, și ăla de la primărie, deja 7 o să fie. Deci, scumpa noastră mireasă, generică stă acasă. La botez, iar nebunie. Vă dați seama ce o să fie. Păi hai să o luăm pe pași. Avem doi părinți, doi nași. Și nu pot lipsi de aici, evident, patru bunici. 8 persoane, totul chill, dar lipsește un copil. Deci ce facem? Elegant, mergem la restaurant și copilul, după masă, îl scufunzi în cadă acasă. Nu mai zic la mormântare. Avem patru bocitoare. Popa, dascălul de față, ca și la final de viață. Și fata și cu băiatul, copilul răposatul. Deci avem 8 inși deja. Nu lipsește cineva? Exact. Mortul, din păcate, trebuie lăsat deoparte. Eu cred că ar fi perfect să intre pe Skype direct. Poți să ieși pe lângă bloc, mai nou dacă ai noroc, să pișe o păpădie câinele de companie. Mă aștept să vedem de mâine la plimbare, nu doar câine. O să vezi câte o bunică la plimbare cu o pisică. Alții în parc o să fie cu canari în colivie. Sau alții, Doamne ferește, cu acvariul lor cu pește. Ba unii șmecheri ai dracu vor plimba ales în gândacu. Ăla de bucătărie ca să-i facă o bucurie. Ba chiar îi vor pune nume. Marcel, Titi, da, pe bune. Vor face orice drăcie să nu stea în sufragerie. Și tot acea ordonanță, ca măsură de siguranță, a decis, dacă vrei, te plimbi doar în grupă 3. Tocmai de asta, cu respect, vă transmit cât mai direct. Mai stați, dracule, în casă. Nu grătare, nu terasă. Că dacă începi să tușești și cumva te îmbolnăvești, n-ai cum să mai faci naveta la spital cu izoleta. Pentru că aia nu zboară. 4 persoane o cară. Și ai văzut ce veste bună? N-au voie 4 împreună. Deci vă rog frumos să nu vă mai doară în dos. Arătați cum că vă pasă și stați cât puteți în casă.